Salutare tuturor! Bine ați venit acasă la Striblinio, la campionatul de fotbal vorbit. Astăzi am un singur subiect, dar cel mai important pentru lumea fotbalului actual. Este vorba de viitorul clubului Chelsea. Ce se va alege de Chelsea, campioana lumii, nu alt club, după sancțiunile aplicate de guvernul britanic? Asta este întrebarea cea mai mare pentru fotbal, iar implicațiile sale ar putea fi astronomice din nenumărate puncte de vedere. Întâi de toate aș vrea să știți și să înțelegeți ce înseamnă aceste sancțiuni care sunt îndreptate împotriva lui Ram Roman Abramovici, dar și împotriva clubului Chelsea, care este proprietatea sa. Chestiunea cu supravegherea, cu Consiliul de Supraveghere nu a ținut în fața, Consiliului în fața Guvernului Britanic. Acesta consideră că gruparea aparține în continuare lui Abramovich ceea ce este adevărat. Așadar, după ce uh, ordinul a fost emis, Chelsea a primit o scrisoare cu lămuririle. Ce nu are voie să facă? Cred că ar fi mai bine să spunem ce are voie să facă, că e mai simplu. Are voie să plătească pe mai departe salariile angajaților și uh, ale jucătorilor, deci cei care lucrează acolo. O mie de oameni în total sunt angajați la clubul Chelsea, ca să vă dați seama cât de mare este această întreprindere. Are voie să primească spectatori la meciuri dintre cei care au abonamente, deci ăsta este al doilea lucru pe care trebuie să îl știți. Da? deci abonații și are un buget minimal stabilit de guvernul britanic care să-i permită deplasările către diverse competiții. Asta este tot ce are voie Chelsea să facă. Ce nu are voie să facă, nu are voie să plătească bani către entități terțe, de exemplu agenții marketing, jucători, chestiuni de genul acesta, și nu are voie să încaseze bani din nicio sursă de finanțare TV, bilete care n-au apucat să fie vândute parteneri. Asta este o lovitură uriașă, nimeni din club nu se aștepta credeau că Abramovi reușește chestiunea asta, în orice caz nu a fost anunțată. Majoritatea celor angajați, adică aproape toți și jucătorii implicit au aflat acest lucru din presă, apărându-le direct pe uh, telefoane. Asta are relație și cu sponsorii, compania 3, 3-ul acela pe care îl vedeți pe tricouri, i-a cerut deja lui Chelsea să oprească acordul pe care l-au, 40 de milioane de lire sterline, adică vreo 50 de milioane de euro în fiecare an, le-a cerut să scoată logo-ul, le-a cerut încă dinaintea meciului de la Norwich să zicem că n-au apucat. Nu știu de ce l-au avut și la meciul cu Newcastle pentru că Free se aștepta ca logo-ul lor să nu mai apară pe tricouri, să zicem că au mai cerut o amânare. De asemenea, Free a cerut ca logo-ul lor să fie scos din jurul stadionului și de pe stadion din transmisiile televizate și același lucru l-au făcut deja o parte din cei 40 de parteneri ai clubului Chelsea, 40 de parteneri comerciali. Lucrurile sunt și mai complicate pentru că ă, agenții jucătorilor și diverse firme cu care aceștia lucrează nu au fost plătite banii, nu se plătesc deodată, banii se plătesc în tranșe. există un sistem comercial în care, mă rog, banii vin cu o anumită regularitate către aceste companii. Nu ai voie să se facă aceste plăți, agențiile, reprezentanții jucătorilor sunt într-o situație dificilă și nu știu când și cum își vor primi banii. Jucătorii sunt într-o situație dificilă și nu știu când sau dacă să mai rămână la club. În orice caz, cei mai avantajați în momentul acesta sunt uh, Aspilicheta, Christensen și mai este, dacă nu mă înșel, Rüdiger, care toți erau în negocieri contractuale care ar fi urmat să se împlinească la vară fără aceste negocieri. Ei pot pleca în momentul acesta. Ce se aude însă în culise este faptul că enorm de multe cluburi din uh, Premier League au început să dea lovitura. Adică contactează agenți, contactează jucători, deși încă e interzis, dar semnalele se trimit și mai ales contactează angajații ai clubului cărora le fac oferte de muncă pentru că nu se știe dacă vor mai avea unde să muncească. Gândiți-vă că în acest moment campioana lumii este un club falimentar, nu are surse de încasări. Deja Chelsea este un club care la finalul anului trecut a încheiat cu 140 de milioane de lire pierderi, lucruri care în general erau acoperite de Abramovici așa cum a fost și în ultimii ani, dar pentru că era campioana lumii așteptau să vină foarte, foarte mulți bani. Așadar, acum este un club sortit falimentului fără posibilitatea de a încasa, da? fără posibilitatea de a plăti parteneri comerciali, și din ce se aude, jucătorii sunt sfătuiți să-și contacteze avocații pentru a vedea în ce situație legală sunt ei cu contractele lor. Atenție, Chelsea totuși are voie să-și plătească angajații până la finalul acestui sezon. Salvarea. De unde poate să apară salvarea? Prin vânzare, dar atenție, și vânzarea este interzisă în acest moment de către compania, de către guvernul britanic, da? Deci trebuie o excepție specială din partea Guvernului Britanic ca Chelsea să poată fi vândută. În orice caz, până marți, pe 15 martie, sunt așteptate ofertele pentru cumpărarea clubului. Știți că Abramovici a cerut 3 miliarde de euro, e complicat, mai ales la Nanghie, cine vrea să-i plătească lui Abramovici acești bani. Sigur dacă vânzarea va fi una serioasă și nu prin interpuși. Întrebarea care se pune și pe care o va pune Guvernul Britanic, da, 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 îl vinzi dar banii unde se duc? Pentru că însuși Abramovici nu are voie să facă afacerile astea, deci chestiunea este mult mai complicată decât pare în acest moment. Sigur că unii dintre fanii lui Chelsea i-au strigat numele lui Abramovic la meciul cu noi, Ruici și-au arătat susținerea față de acesta, au mai huiduit când au apărut drapele ucrainene în partea cealaltă, dar nu toată lumea care o sprijină pe Chelsea în tribune este de acord cu sprijinul pe care Abramovic îl dă consistent Rusiei sau cu apropierea sa de Vladimir Putin. Sunt fani care și-au exprimat deschis dezaprobarea și spun că este un moment complicat și trist pe care l-ar vrea înlăturat din clubul lor. Nu știm așadar la începutul săptămânii ce se va alege de cel mai mare club al lumii în momentul acesta, dar asta ne ridică un semn de întrebare pe care l-am pus mereu aici, în acest vlog când banii care vin într-un club nu sunt cei mai curați din lume. Și o să mai avem exemple și istoria o să ne mai arate. Fie că e vorba de oligarhi ruși care și-au făcut banii prin spolierea resursei publice, fie de milionari arabi, acolo unde încălcarea drepturilor omului este extrem de apăsată, vezi cazul lui Newcastle, da? Asta atât pentru azi, până săptămâna viitoare o să știm ceva mai multe, ne întoarcem la subiectul acesta, cred. Vă doresc tuturor spor la treabă! フッ。<music>